Din cauza unor contradicții, Spitalul Municipal din Orșova nu își poate deschide compartimentele de primiri urgențe, computerul tomograf, dar nici nu se mai pot angaja tinerii care își doreau foarte mult această carieră în incinta acestui spital. Nu se mai pot angaja medici la terapie intensivă și mulți alții vor părăsi Orșova. După ce au venit la spital, cel puțin 30 de asistente și infermiere, adică 30 de familii, își vor pierde locurile de muncă. Din cauza neaprobării statului de funcții și organigrama care au fost întocmite după aprobarea noii structuri de către Direcția de Sănătate Publică. Funcția spitalului, având în vedere că totuși acest lucru era o formalitate, în sensul că, exact ca și la rețeaua de învățământ, el trece prin Consiliul Local și legiuitorul a prevăzut expres și imperativ, aprobă modificarea propusă. Dânsii, în schimb, au făcut cu totul altceva, au considerat că trebuie să respingă organigrama și statul de funcții, ceea ce va genera un tsunami în sistemul medical orșovean. În primul rând, probabil că n-am fi ajuns la această conferință de presă sau n-am fi avut acest subiect, nu la conferința de presă, dacă totul s-ar fi desfășurat într-o conjunctură normală de dezbatere publică în care, să spunem că această organigramă și stat de funcții ar fi fost respins pentru că este greșit, că are o problemă tehnică, că etică, etică. Nu, din păcate, organigrama și statul de funcții a ajuns să fie un subiect personalizat, adică să se confunde numele de Cican Adrian cu Spitalul Municipal din Orșova. Dezastrul serviciilor medicale din Orșova este afectat din cauza unor contradicții și cu toate astea, în jur de 30 de persoane și-au pierdut locul de muncă. Managerul spitalului a fost tras la răspundere despre angajările făcute pe timpul pandemiei, dar acesta a declarat că angajările pe timpul stării de alertă au fost perfect legale și aparțin de legea 55 din 2020, articolul 27.